bă, eu în partea asta hârții n-am mai ajuns. Ce spumele apei cascadei mării se presupune că fac aici? Aolo! Bă, ce fac manechinele astea aici în mașină, băieții mei? Pincanilor, astăzi pe BMG Drive vom conduce cele mai amuzante mașini. Avem aici un BMW seria 3 roșu cu bară frumoasă de M3, care e o mașină deloc amuzantă, dar dacă ne uităm la stânga avem o rață, o gâscă de fapt, cred că asta e gâscă, o gâscă cu roți, oameni buni. Efectiv, vom conduce această gâscă astăzi în pantă, pe drumul ăsta foarte periculos. Și care e ideea? De fiecare dată când mașina asta se împotmolește, nu mai merge, pică de pe munte, mamă, dar e și trafic, noi trebuie să schimbăm mașina cu altă mașină amuzantă. Deci, efectiv, avem mașini atât de amuzante, când te uiți la ele, te prăpădești de râs, frate. Dacă sunteți schizofrenici la fel ca mine, apăsați butonașul de like. Ia uite-l pe prostul ăsta, a rămas fără bară. Prostul, mori și tu și familia. Glumeam, oameni buni. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să scrieți respect pentru gâsca depusă. Asta vreau să scriu. Oulu, ok. Respect pentru gâsca depusă, oameni buni, pentru că suntem o gâscă. Cineva a făcut o mașină gâscă, frână nebun, oho, că mă nervez. Ce terminat ordinar. Și avea familia cu 4 copii în spate, în portbagaj, și acum sunt toți glumeam, oameni buni, glumeam. Da, bun, lăsând gluma la o parte, desigur, astăzi ne jucăm cu niște mașini foarte caragioase și amuzante. Iar mașina asta am găsit-o pe net. Bă, sincer, mi se pare cea mai stupidă chestie pe care am făcut-o. Eu cred că totuși modării de BMG ar trebui să facă mai multe mașini amuzante. Oricum avem multe mașini amuzante astăzi și deocamdată ne descurcăm foarte bine cu mașina rață. Du-te în hamsterii mei. Ok, e încă funcțională. Ok, e... se duce la vale. Ok, nu. E posibil să nu mai fie funcțională când ajunge jos. E probabil cea mai... s-a deformat rața. Gâsca s-a scufundat. Încă merge. Nu mai merge, ok, s-a înnecat. A făcut ceva la gât, cred că moare. Hai să încercăm altă mașină. Apropo, pincanilor, nu uitați să scrieți respect pentru munca depusă în secțiunea de comentarii, dacă vreți și voi să vă luați permisul de conducere. Uitați-vă la mașina asta, oameni buni. Este un pigeon, dar în portbagaj are un alt pigeon, care e de dimensiuni normale, pentru că ăsta pe care îl conducem noi este XXL, da? Și are o putere și o suspensie puternică, rău de tot. Ok, ok, o secundă nu mă uit și ești blocat aici. Frate miu, mergi înainte, dă-te în hamsterii tăi. Bine că pui avariile alea, cum am avariat-o... Cum am avariat-o eu pe... voiam să zic ceva, dar nu mai contează, oameni buni. Aceste videouri devin foarte non-family friendly, iar aici, desigur, e un canal creștinesc unde... Doamne, dacă te răstorni... Bro, efectiv, orice are sub mașină, mașina asta, nu știu ce e, dar orice are acolo și a jos, dacă îl atingem, e posibil să se strice. Deci haideți să nu trecem peste niște pietre foarte înalte, cam scârție. Aolo, ce ciudat s-a... Mamă, nu, cred că, băi, se aude foarte ciudat, cred că s-ar putea să se ducă pe apa sâmbetei această mașină care își poartă puiul, zici că e kangur, numai că îl poartă în portbagaj. Bro, ce se aude atât de rău? Oh my, e aia de sub mașină, mă, e țăvăraia aia de sub mașină. Vedeți că e ceva acolo și apă jos care... Bă, sincer, asta nu știu cum ai reușit să o comiți, efectiv. Dar puteai și tu să dai mai într-o parte, să te răsturni cu familia și să mori în chinuri groaznice. O idee mai încolo, știi? Ideea e că... Mă credeți că voiam să zic mașina asta este foarte predispusă la a se răsturna? Așa s-o claxonez pe maică ta care stă pe centură, nesimțitule. Dacia Solenza decapotabilă. Dă-te în hamsterii mei, ce fain arată. Ia uitați, oameni buni. Bă, la modul real, Dacia nu a făcut vreodată așa ceva. Da, ia uite ce ambuteaje aici. Bă, ia uite, accidente, doamne. Da, bă, să știți că românii sunt inventivi. Au luat ei flexul și au făcut ei decapotabilă. Bă, să mă bată hamsterii de nu. Mamă, dar se și vede că e tăiată. Deci să-mi bag picioarele eu de n-aș conduce așa ceva aici. Bun, aș fi cel mai șmecher. BMW Z4, de-astea s-au mai văzut. Dacia, Supernova, Solenza sau ce-o fi asta mai exact, decapotabilă, faină rău. Bă, da, voiam și eu să fac o depășire. Bă, dar la interior e bătută rău de soarte, ești nebun. Dar mergem numai cu a întâia, trage, bă, și intra a doua. O, a tras intra a doua, nu pot să cred. Mamă, deci nu pot să...
Cred că tocmai am fost martorii unei extorsiune ale unui degajament care a murit o familie cu trei copii acolo. Bă, dar dă-te, mă, deci uite și tu oamenii ăștia. Se opresc în plină stradă și se opresc. Uite și pe ăștia. Mă, tu nu știi să treci prin poscheți ca un om normal? Trebuie să te depășesc eu cu... Mamă, dar nu mai putea să urce. Cu Dacia Supernova. Bă, dar aici să știi că nu mai e atât de periculos drum. Am vorbit, bro. Deci, eu cred că viața asta e o simulare. Nu se poate să zic, mamă, ce tremură scaunul. Nu se poate să zic că pe aici nu mai e atât de greu și dintr-o dată să fie greu, să ne dea pe drum de pământ. Ia uite, s-au împotmolit toți ăștia. Și mă, aici, ce e acilișa? Un depozit. A, e plin de pământ și nu e nimic interesant în el. Da, ce fain, ia uite-l și pe ăsta, a venit cu SUV-ul aici. Bă, dar eu nu-mi dau seama unde e drumul. Deci voi vă dați seama, aici pare să fie drumul, uite, în față e asfalt. Da, bă, sincer, mașina asta nu merită să-i dăm în gură mai rău, că văd că rezistă. E proiectat să reziste. Nu vrea să ia virajul, gen, vă rog. Ok, nu știu în ce s-a blocat, nu mai văd absolut nimic, e o piatră acolo, nu-i așa? Nu-mi zic că e blocată în boschete. E blocată în boschete. Păreri, exprimați-vă părerea în secțiunea de comentarii, cum vă place vouă să vă exprimați părerea. Nu mai contează, a scăpat. No, n-a mai scăpat. Băieți, am găsit efectiv mașina perfectă pentru off-road. Are roțile mari din spate, mari și gen are o toaletă. Păi, aoleo, nu mai pot să ies de aici și are o toaletă în spate. Efectiv, păi dacă vrei să mergi la baie în timp ce te duci până în Franța cu mașina, mamă, dar și asta are trei roți. Unde să te duci? N-ai cum, ce faci, te oprești? Păi, na, o treabă mică mai faci pe marginea autostrăzii, bă, dar o treabă mare, așa că vom duce acest VC toma până unde zice bunul Iisus Hristos că ajungem. Oricum ne descurcăm foarte bine. Bă, dar eu iau maxim viraj, nu, e ok, suntem ok. Eu iau maxim viraj și nu vrea mașina asta să vireze. Deci, efectiv, eu... Ia uite-l pe unul acolo, așa, bro, mergi! Ireal, un record nou pentru cât de slabă e o mașină bătută aici pe canalul I Hate Pink, nu vrea să urce dealul. Ba urcă, suntem ok, iau viraj dreapta maxim și ăla e tăti struțul. Mamă, ăla e semn de biohazard, frate miu, cine a făcut centua? Ok, e o mașină mizeră, nu mai pleacă de aici. Pincanilor, dă-vă în vidrele mele de nu ați conduce așa ceva, ia uitați-vă la mașina asta. Băi, dai americană și iau de-are ruți de-alea cu jante pe 40. Deci cumpărau ăștia șmecherii afroamericani din Statele Unite și apoi săreau cu ele exact ca în GTA San Andreas. E din GTA San Andreas mașina asta, aș vrea să mulțumesc. Băi, eu în partea asta hârții n-am mai ajuns. Ce spumele apei cascadei mării se presupune că fac aici? Te rog, dă-te-n ma... Am picat. Efectiv, am picat, m-am împins cascada. Gen, m-am împins cascada. Păreri? Bă, mașina asta, sincer, se aseamănă foarte... Unde te duci? Oh my god! Ăsta e un BMW, oameni buni. Știu că nu prea vă dați seama că arată foarte lipsit de orice, dar ia uitați-vă la interior, se vede. E, BMW, frate miu, și e de la frumos, așa că... Acum, dacă avem putere... Ok, se presupunea că avem putere. Hai să trecem peste cascada, let's go! Let's go! Bro, dă-te mai încolo, dă-te mai încolo, te rog, treci pe lângă mine, așa, treci tu și după aia trec eu, da? Așa, bravo, tăti struțu, bravo, așa, bravo, uite, vezi că... Mă, ce faci, ce faci? Nu pica în prăp! S-a dus în mama să se ducă în boscheții ăștia, iar boscheții să-i fie. Ha, s-a terminat. Bă, sincer, mai rău de atât, oricum nu poate să ajungă. O să se ducă jos de tot până în lacul ăla, nu-i așa? Da, nu cred că tot la cascada am ajuns. Păreri. Avem mastodontul ăsta, băieți, cu roți de tractor. Ce faci, mă, pe stradă? Bă, vreau și eu să trec. Putem oare să trecem peste el? Ia, stai așa. Ok, da, nu prea putem să trecem peste el. S-ar putea să ne stricăm și suspensia. Bă, dă-te într-o parte, te rog. Oh, nu pot să cred, chiar s-a dat. Oh, bă, nu atât de tare trebuia să se dai. Oh, mersi foarte mult. Bă, dar aici chiar e problemă. Dar noi avem acum roțile înalte și cu viteză. Ești un bordinar și mătai grasă. Oh, a trecut.
Oh my god, băieți, ia uitați cu ce mașină am reușit să trecem. Chevrolet Camaro cu fata anime care face așa face, nu știu exact care e problema ei. Mori! Mori anime nenorocit, că urăsc animeurile atât de mult. Dar, bă, da, voi auziți că motorul nu se aude la mașina asta. Dar ce are, frate, mi-o aspirator de 50 de W? Actually, nu știu dacă 50 de W e mult. Dar mașina asta, bă, e amuzantă. Îți dai seama să ai o mașină și să pui anime de ăsta pe ea. Efectiv, când te văd fetele la semafor, deja gen, efectiv, vor să plece, vor să schimbe direcția. Dacă stăteau la semaforul ăla femeile și văd că tu ești acolo așa cu folie anime pe mașină, crede-mă că se gândesc să se ducă în altă parte, știi? Sau se răzgândesc. Efectiv, se răzgândesc și pleacă de la semaforul la care ești tu dacă ai de-astea cu anime pe mașină. Ce trebuie să ai pe mașină? Îți zic eu. Trebuie să ai rap și folie cu Sfântul Iisus Hristos, da? Ca să le arăți oamenilor că ție îți pasă. Ești... Sincer, nu, aici... Bă, de ce să mint? A fost vina mea aici. Nu, e vina mea. E vina mea. Dar în sfârșit am ajuns la o parte a hărții unde, vedeți că reușim chiar să facem progres. Deci, sunt găuri aici și e strada foarte, foarte plină de găuri, dar facem progres, oameni buni. Facem progres. Aoleu, ce aici? Ai editat mai valea. Ho, ține-o din frână, așa, așa. Bă, să știi că mașina asta chiar e frumoasă și îmi pare... Am pierdut un pic controlul, nu! Pac, dacă încă merge și ajungem la stradă, suntem ok. Ok, dacă trece pe lângă acest copac... No, e blocată. A rămas blocată. Deci, oamenii buni, mie nu-mi vine să cred că asta e o mașină. E atât de distrusă încât când am spunat-o, i-a sărit... aia, cum îi zice? Capota, i-a sărit capota... încerc să pun frână și nu are cauciucuri și nu cred că mai pleacă de aici, pentru că dacă era pe asfalt măcar mai pleca, dar acum de ce să mint, oameni buni? Eu nu înțeleg cum de funcționează mașina asta, adică încă are un motor, că eu nu văd niciun motor acolo, dar a făcut avans 10 metri prin alunecare. Hai, dă-o în hamsterii mei de mașină, uitați-vă la acest McLaren cu steluțe pe el de Crăciun și efectiv fenomen, oameni buni. O să încercăm să ținem pe calea cea dreaptă mașina asta. Stați așa, să ne uităm la interior. Mamă, cam urât, de ce să vă mint, băieții mei? Păi, ideea e cam urât interiorul ăsta, da, e frumos, e frumos, bă. Deci ăștia de la Royal Renderings fac niște rendere frumoase la mașinile astea. Mi se par absolut fenomenale. Frână, că e un terminat oprit. Da, gen, pot să arunc în el cu pământ, dar nu vrea să mai meargă mașina asta, te rog eu. Dă un pic cu spatele și mergi în față. Deci cum? De am nimerit mașina asta efectiv pe cea mai proastă porțiune de drum pentru ea. E pământ aici. Asta de aici nu merge pe pământ. McLaren nu e făcut să meargă pe autostrăzi. Pe autostrăzi de alea frumoase ca în palmă, cum avem noi în România, iubesc România, Germania, niște ratați terminați, ești nebun, n-au ei autostrăzi nici să treacă strada, știi, până la pâine și înapoi, proștii, dar nu pot să cred că de greu se descurcă mașina asta aici, bă, dar ce cauciucuri ai? Efectiv, ce cauciucuri ai pe mașina asta de alunecă atât de tare? Mi se pare incredibil, ai, ud pe jos, mă, de asta. Eu ud pe jos, gata, mi-aduc aminte. Deci eu când eram mic și mergeam la țară cu ai mei, tata avea prost obicei să meargă el pe scurtătura aia de cu drum de pământ. Bă, și când ploua era pe acolo și o mizerie și un nămol. Și am rămas împotmoliți de vreo două ori, dar da, împingând la ea de două, trei ori, a ieșit de acolo, știi? Și așa mă simt eu în momentul ăsta. Cu mașina asta pe porțiunea asta de drum, că e faină rău mașina. Și ai să-mi trag palme că sunt și pietre. Bro, cum trecem noi de partea asta a hărții? Bro, da, sunt pietre. O să rămână blocată pe pietre. Da, s-a terminat, nu. Mașina asta făinuță, cu luminițele frumoase, a rămas blocată între... Nu, cred că e înțepenit aici. Sau, unless... Nu, chiar e împotmolit, da, nu mai pleacă de aici. Băieți, asta nu știu ce e, dar efectiv eu sper să funcționeze, să ieși. Mamă, ce putem... Bă, e de-aia modificată de Drag Race. Aoleu, ce că inimă dulce. Ah, ce-mi place să am inima dulce. Probabil, nu știu exact. Cred că dacă ai dulce, like mori sau ceva, probabil n-ar trebui să uite asta aprins și luminile. Nu mai claxona, că merg cât de repede pot. Deci ia uitați-vă, are în spate niște fierătănii să lege de ea. În sfârșit am trecut de partea aia. Să lege la mașinile astea de Drag Race, spun ăștia,
o parașută. Da, pun o parașută. Mamă, dar ce vite... Holy fuck, voi vedeți cât de repede și-a viteză pietrele. Mamă, deci bagă 100 în câteva momente. Deci dacă nu ești atent, ce mă aglomerația asta, vă rog. Îmi sare pământ în gură. Așa. Oh, ce se întâmplă aici? Pică nămol? Ah, nu e problemă, pe ăla nu l-am văzut. Ok, eu cred că o să se întâmple ceva greșit la un moment dat. Ce o să se întâmple? Ma! Ceva de genul ăsta. O să pierd controlul pentru că are prea multă putere și nu mai pot controla și o să pic într-o prăpastie. Cam asta e premoniția mea. Mama, am rupt roțile aia din față, le-am lovit de 30 de pietre. Eu iau viraj stânga. Păreri că nu pot să iau niciun viraj stânga? Hai, mergi. Așa. Bă! Deci mașina asta ia viraj ca trenul, ești nebun? Deci nu vrea... Bro! Bă, sincer, e vina voastră, nu e vina mea. E clar că avem nevoie de o mașină cu roți mari. Ia uitați-o pe asta, băieții mei. Deci asta are NOS Turbo Extra Mega Stage 7 și are viteză destul de mare, roțile mari. E foarte greu de controlat. Deci e foarte, foarte greu de controlat și nu înțeleg de ce, dar măcar poate să treacă peste pietrele astea care sunt picate aici pe drum. Bă, la modul real mi-ar plăcea să conduc pe aici o mașină doar așa, să merg și eu relax, știi? Să merg și eu relax și să n-am pe un să depășesc. Dă-te, bă! Cum claxonam pe jocul ăsta? Pe K? Nu, pe L. Nu, asta e altceva. Pe N? Pe B? A, what the fuck? A tras o bășină mașina, păreri? Sau ăla e turbo? O, ăla e turbo, ok. Pe V? Pe H? Pe H e claxonul. Dă-te, bă, din drumul meu că mă nervezi și te trimit la Dumnezeu. Asta a rimat. O, ia-o ușor. Da, mașina asta, sincer, oameni buni, de ce să mint? Aoleu, îmi dă flash-uri, mă orbește, nu mai văd nimic. Da, nu, e bună. Da. Mă, dar și asta e de drag race că nu pot să o controlez. Uite și tu ce... S-a ridicat în două roți, s-a dat peste cap... Și a rămas ca gărgărița când o întorci cu craci în sus și nu mai știe să facă nimic, face așa din picioare. Desigur, nu aș face asta unor săraci gândaci, nu, nu. Și dacă tot folosim mașini amuzante, desigur, nu am putea să nu folosim această mașină cu rap anime, cu fete care fac niște fețe de zici că sunt ultimele terminate. Bagă-vă limba în gură, fiți-ar limba aia să... Ce Dumnezeu e drumul ăsta, mă? Nu uitați, oameni buni, în Biblie scrie că anime-ul este creația diavolului. Eu nu aș urmări anime-uri în viața asta, sincer. Eu aș urmări doar Trinitas TV. Sincer, la modul real, da. Mult mai bază. Mă, ce e aici pe stradă? Care v-ați pierdut, mă, bara asta? Dispăreți, bă, din calea mașinii anime care... Fai de steaua ei, cam sare. Dar am trecut și de gropile astea. Uite, asta e o mașină care poate fi controlată. Deci asta îmi place să văd, frate meu. O mașină pe care o putem controla și o luăm foarte ușor și... La groapa aia nu m-am așteptat. Uuuu, ia uite și au rămas în gropi pe aici. Dați-vă, bă, că trece mașina anime fix pe mijloc pe aici. Stânga-dreapta, stânga-dreapta, groapile. E peste tot. Și mă enervez că cine a asfaltat aici ar trebui răstihnit. Glumeam, oameni buni, glumeam. Mă rog, eu nu glumesc niciodată, dar după ce zic o chestie cancelable, zic glumeam, știi? Ca să am un alibi când o să zică cineva pe... Pe Facebook. Ia uitați acest YouTuber ce terminat ce zice pe clipuri. Eu o să zic, nu știu, bro, eu glumeam. Când eu de fapt nu glumeam, eram foarte serios și ar trebui să fiu încarcerat pentru multe acte de... Nu mai continui. Ok, mașina nu se mai descurcă bine. Voia să se arunce, deși sincer, dacă aș avea așa ceva lipit de mine și eu aș vrea să mă arunc. De ce să vă mint? Da, dar încă funcționează. Chiar dacă virajul îl ia foarte prost, eu cred că chiar... E încă în picioare. E încă în picioarele mamei mele, că nu e. Băieți, de data asta m-am gândit, știi ce? Ia să băgăm niște oameni în mașina asta. Ia uitați, eu merg în vacanță și gen soția mea e urâtă cu spume. Ajutor, nu văd pe unde merg. Oulă. Ok, gata, văd acum pe unde merg. Am dat peste niște pietre. Vom ține din frână mașina asta. Și e cam cheală soția mea. Mă rog, și eu sunt, dar măcar, na, la mine n-arată atât de rău că sunt bărbat, știi? Și genius, vai de steaua mea, oricum sunt. Bă, bunica mea avea o vorbă. Mă rog, nu era bunica, nu știu exact cine era, dar am auzit de vorba asta. Bărbatul trebuie să fie o idee mai frumos ca
ca dracu. Așa, așa a zis cineva odată. Păi și ce e drept, noi suntem cu toții urâți, dar avem niște mușchi. Aoleu, ce mușchi avem. Ce e ăsta, mă, podul? Că nu l-am mai văzut în viața mea. Deci eu n-am ajuns niciodată atât de departe pe harta asta. A, niște țevi, ok. Ăsta e răsturnat aici. Deci eu n-am ajuns niciodată atât de departe pe harta asta, oameni buni. Suntem în partea asta a muntelui, nu prea bate soarele că e plin de copaci, dar... E ok. Ok, soția mea... Dă-te, bă, că nu pot să conduc! Bă... Aolo! Bă, ce fac manechinele astea aici în mașină, băieții mei? Aolo! Bro! Dă-te așa că nu pot să conduc! Am rămas blocați, pe bune. Ei bine, băieți, cred că am ajuns foarte departe pe harta asta, așa că eu și soția mea o să vă urăm la revedere și știu care capuchel și gâtul cam de plastic, dar așa e ea. E frumoasă pe interior. Wait, what? Oh my god, oameni buni, nu pot să cred, eram efectiv atât de aproape de final. Finalul hărții era fix aici, deci nu cred.